să facem așa o recapitulare a proiectelor realizate și deja finalizate pentru anul 2018, care au fost cele mai mari provocări și în același timp realizările cele mai mari. Principala atenție a mea personală din calitatea de primar, cât și a colegilor din această primărie, este cetățeanul localității Turcoaia. Și vreau să evidențiez în primul rând extinderea canalizării ca obiectiv foarte important, modernizarea drumurilor comunale. Un vis al meu este să aduc gaze în comună, dar e o situație aici mai complicată, dar nu imposibilă. Și am avut întotdeauna în vedere învățământul, cultura, religia, mediul. E foarte important să bem o apă bună, să respirăm un aer curat și așa mai departe. Am discutat înainte de interviu și ne spuneați că ați terminat un drum din fonduri locale. Care a fost situația acolo? De ce era urgență majoră și ce lucrări ați făcut? Da, acel drum se impunea a fi făcut pentru că în momentul în care comuna este atât așezată pe o colină și în momentul în care sunt ape torențiale, sunt ploi abundente, se formează torenți și practic străzile devin impracticabile. Deci nu se mai pot circula pe ele, să sapă în termenii noștri de aici locale râpi, să facă râpi și ca să aducă la o normalitate să face cu cheltuieli foarte mari. Atunci am luat măsura, se impunea de fapt să băgăm utilitățile și să asfaltăm acea stradă în mărime de circa 700 de metri. Bani pe care am făcut lucrarea din bugetul local. A ajuns. Care au fost cheltuielile? Păi, în mod normal, dacă se făcea cu peste 200.000 de euro. Dar noi am făcut-o cu undeva la 80-85.000 de euro, cu canalizare, cu borduri, cu asfalt. E o lucrare care nici mie nu mi-a venit să cred că aș putea să o fac atât de ieftin. Până la urmă, bine. Dacă există voință, dacă există, eu știu, toate forțele o să uneze locale de aici, de ce nu? Ăsta este motivul pentru care am venit să discutăm cu dumneavoastră, pentru că iată că se poate. Se poate face și treaba mai ieftin, se poate face treaba în folosul localnicilor. Deci asta este una din obiectivele pe care le-am făcut la nivel de localitate de când am intrat, dar am încercat împreună cu colectivul primăriei, cu Consiliul Local în principal, să aducem și să realizăm în același timp anumite chestiuni care se impuneau a fi făcute. Traficul în comună se desfășura nevoios și nu erau locuri de parcare. Am decis undeva în zona între blocuri să demolăm o centrală termică care deserveau blocurile pe timpul lui Ceaușescu, când erau blocurile începute. Am demolat acea clădire și am făcut o parcare care, zic eu, la momentul de față, are o utilitate nemaipomenită. Despre câte locuri de parcare vorbim acolo? Păi sunt, cred, după părerea mea, vreo 40-50 de locuri de parcare. S-au mărit numărul mașinilor în localitate, exact, și atunci era utilă. Exact. S-au mărit numărul de... Și este zona centrală, unde toată lumea vine și trebuie să parcheze. Și până la urma urmei s-a ajuns la concluzia că este nevoie de așa ceva. Ne spuneați înainte de interviu că ați aplicat pentru programul PNDL și aveți în curs în diferite stadii, ca să spun așa, diferite proiecte. Aș vrea să ne vorbiți puțin și despre aceste investiții care urmează să ajungă în Turcoaia. La nivel de PNDL, pentru că pe PNDL nu se poate face mai mult, nu se aprobă de fapt mai mult de două investiții mari. Și am decis să finalizăm canalizarea și drumurile, să modernizăm drumurile în comună. Mai precis, avem aprobate și începute lucrările la 11,9 km de canalizare, lucru care duce la finalizarea acestei investiții în procent de 98-99%, iar la nivel de drumuri comunale modernizate, vorbim de asfalt cu borduri, cu tot ce trebuie, circa 14,5 km. Lucru care, la fel, duce la aproape finalizarea întregii localități cu asfalt.
Când sperați ca aceste lucrări să fie gata? Păi eu zic că în luna mai, iunie, cel târziu, canalizarea va fi finalizată, iar celălalt proiect, modernizare drumuri, suntem în faza de achiziție. Deci deja avem înscriși în cursă trei candidați. Una dintre preocupările dumneavoastră în acest an a fost și aceea pentru cultură, istorie și mai ales turism. Cetatea Troiesmis a intrat în circuitul cetăților din Dobrogea și de ce nu din România, ca zonă unde are loc un eveniment care marchează istoria, cultura și turismul. Ați avut un festival al cetăților care s-a bucurat de succes atât local cât și, iată, național. Este un proiect pe care vi-l doriți să-l duceți mai departe? Ce se va întâmpla acolo? Este o întrebare bună, mai ales că dumneavoastră ați fost și ați participat la acest eveniment. Înseamnă că v-a plăcut și a fost un interes atât din partea autorităților, cât și din exteriorul autorității. Da, a fost pionerat aici. Am vrut să aducem în evidență atât istoria localității, dar mai ales turismul. Deci turismul în zonă a început să ia amploare. Am vrut în primul rând să fac o legătură, practic o axă, între lacul Iacobeal, care este foarte cunoscut în acest moment, cetatea Troiesmis și rezervația Muncii Măținului. A fost într-adevăr un festival care probabil a mai avut și lacune, dar în mare a ieșit bine, pentru că s-a văzut practic și lucrurile se văd mai bine din exterior întotdeauna. Nu știu ce părere aveți dumneavoastră despre acest festival. A fost un eveniment participat, dar eu zic că a fost un festival cât de cât reușit. Vreți să-l duceți mai departe? Când ne vom bucura de o a doua ediție? La anul, în 2019, cred că tot în perioada caldă a anului, pentru că așa este normal, și sperăm lucrurile să le îmbunătățim la viitoarea prezentare. Bun, dacă tot am discutat de 2019, aș vrea să ne spuneți care sunt, pe lângă, eu știu, asfaltare, pe lângă canalizări, la ce vă gândiți pentru 2019 și mai ales care sunt veștile pe care le dați localnicilor. În această perioadă se discută de taxe, de impozite, vor crește sau nu, ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere? Deci, dacă vorbim de taxe și impozite, vom rămâne la același nivel cu taxele și... Veste bună. E o veste bună pentru că, într-adevăr, viața la țară din exterior pare ușoară, dar nu este chiar așa. Deja viața la țară a îmbătrânit, majoritatea tinerilor pleacă, un lucru pe care nu mi-l doresc și încerc din toate puterile mele să creez locuri de muncă sau mai mult decât să le păstrăm pe cele care le avem și să oferim posibilitatea tinerilor să se întoarcă în localitatea natală, dar să nu sufere din punctul ăsta de vedere, adică locuri de muncă și un trai de viață cât de cât decent. Pentru 2019 sunt lucruri pe care mi le-am dorit în 2018 și nu am putut să le realizez. Nu că nu am vrut. Știți cum este cu... Sunt factori extern care până la urmă țin și de finanțare nu, și așa. Nu mai de mine. Sunt lucruri care se pot realiza cu puterea noastră și sunt lucruri care nu se pot realiza și țin de alte lucruri. Eu mă bucur totuși că am putut să semnez o serie de contracte, sunt contracte deja semnate, care se vor desfășura în viitoarea perioadă, adică mă refer la anul 2019. Am avut atât contracte pe PNDL, a fost contracte pe GAL, au fost contracte pe FLAG, sunt pe AFIR, sunt contracte implementate. Am reușit din bugetul local să investim bani în învățământ, vorbim de școala generală, am reabilitat împrejmuirea la școala generală, am modernizat toaletele, ne-am propus și am proiect semnat cu PNDL-ul pentru reabilitarea școlii în valoare de 460.000 de euro. Problema mai gravă e că la momentul de față nu sunt constructori și e un flagel mare pentru România chestiunea asta. Proiectul meu de suflet a fost să bag apă din Dunăre în baltă, în zona îndiguită a comunei Turcoaie. Pentru că această zonă se află în Dobrogea. Și Dobrogea este expusă secetei
cel puțin 80% din perioada anului. Cum stați cu acest proiect? Acest proiect este o implicare personală și este în colaborare cu încă un mare fermier de aici, din zonă. Este un proiect privat cu ajutorul ANIF-ului, pentru că și la nivel de ANIF, ANIF-ul a înțeles slăbiciunea problemei și s-a implicat. Aici vreau să montăm o pompă mare, de circa 3.000 și ceva de metri cub pe oră, care să pompeze apa din Dunăre în incinta îndinguită, practic într-un canal mare care ar putea să deservească întreaga zonă agricolă, Turcoaia și Pecineacă. Până la ce distanță o duceți apa? Apa o ducem până la vreo 250 de metri cu pompa asta, după care o preiau un canal și o distribui în mod egal în toate incita. Ce lucrare aici? Adică cât a costat cu totul? Nu știu că este o, nu este o lucrare, este o lucrare privată. Am înțeles. Dar, practic, este o idee. Îi susțineți, cu alte și cuvinte. Și o susține pentru că, vă dați seama, beneficiază toți locuitorii comunei Turcoaia de apă și apa înseamnă viață. Ce înseamnă asta? Zona de secetă, nu o să mai fie probleme cu culturile? Deci o să avem mari probleme noi cu seceta în următorii ani. E clar, dar s-a demonstrat științific și practic lucrurile arată că așa stau. E și păcat, dacă aveți Dunărea aproape, e și păcat. Un mare păcat. Mai ales că nu se face cu bani din se face cu bani privați. Și asta sperați că până în primăvară e gata aici? Eu zic da, în mod sigur. Deja am dislocat forte, avem excavatoare de mare putere, cu brațul lung, care poate să se decolmateze, sarte și așa mai departe. La nivelul actual suntem la 30% din realizarea proiectului, dar sperăm până în primăvară să-l finalizăm și să putem să beneficiem în lunile în care seceta are o amprentă desăvârșită asupra localității, să beneficiem de apă. Vreau să transmit cetățenilor comunei Turcoaia felicitări, sănătate maximă, și îi asigur că voi duce la bun sfârșit tot ce mi-am dorit, tot ce le-am spus lor acum 3 ani de zile, se va duce la îndeplinire punct cu punct și pentru viitor sper împreună să facem o localitate frumoasă, să ne bucurăm de reușita noastră împreună și generațiile viitoare să aibă posibilitatea să fie mândre de înaintașilor.